E ora poveștilor? Povestea Cum s-au cunoscut? Tândală și Păcală Trăia odată într-un sat un om cu nume Păcală. Avea acel om o casă de copii și era sărac lipit pământului. Cu țipete și plânsete se culca tot cu ele se scula. Cu ele ziua petrecea. Copiii țineau tot o gură de dimineață până seara, de foame ce le era. Din pricina sărăciei nu aveau ce să le dea de mâncare. Dar și femeia, fiind aprică din fire, îl cicălea și îl pisa că sărmanul om nu știa încotro să o apuce, de așa necaz. Ba că nu-i gospodar, ba că-i traiul lui amar, ba că-i laie, ba că-i bălaie, ba că vremea nu-i aploie și se săturase sărmanul păcală de așa o viață crudă și amară mai ceva decât de ciorbă de mătrăgună. Umbla el o și încrețit și se gândea mereu cum ar face și ce ar drege să mai scape de necaz. Și iată că într-o bună zi le pădă casa cu tot cu femeie și copii și se porni în lume să dobândească ceva de alegurii. Las că nu se vor mai pierde ei fără mine, își zise păcală, înhățând primul sac ce căzut sub mână, aruncă în el ceva din puținele merinde, pe care le mai avea și ei porni în lumea mare. Mierse el cât mierse, drum lung și întortocheat și iată că într-o bună zi îi se termină mâncarea. Când se așează să ia masa la umbra unui nuc, lângă o fântână, văzu că nu mai are nimic în sacul de pe umăr. Și ce să facă bietul pe cală? Căci foamea nu merge pe înconjurate, ci dă de-a dreptul și nici nu te întreabă dacă ești gata să o primești. Cu alte cuvinte, nevoie te poartă pe unde nu ți voia și te învață repede minte. Așa s-a întâmplat și cu bietul pe cală. În timp ce mațile îi iau de foame, iar gâtlejul îi înghițea nodul. I-a trecut prin cap să strângă niște mătase a broaștei. Și s-o pună în sac, căci se oprise chiar pe malul unui iaz, unde acesta creștea câtă frunză și iarbă. Și vreau să vă spun că de sărac ce era pe cală, nici traista pentru merinde nu avea, ci doar un sac, ca vai de el, pe care au reușit să-l își face de acasă, când își luă drumul în spinare. Și era acel sac vechi străvechi, de parcă fusese țesut încă de pe timpul lui papură vodă pânza era petic peste petic, cărpală peste cărpală. Deci, umplu el vechitura de sac cu mătasea broaștei, îl legă frumușel la gură, la aburcă în spate și își căută de drum. Mergând el așa, la o răscruce întâlni un om care ducea în spate un sac plin cu ceva. Bună cale, drumețule! Bună, bună zise, păcală! Mulțumim domnule, răspunse drumețul. Unde mergi? M-am pornit la târg. Dama ta? Tot într-acolo țin calea. Și ce marfă ai? Am și eu niște lăicere noi. Mă duc să le vând la iarmarocă. rocă. Tare îmi trebuiesc parale. Copii. Îmi plâng de foame, trebuie să le cumpăr ceva de mâncare și nevastă mă pilește în fiecare zi din cauza sărăciei care a dat peste noi. Nemernicii de băieri au pus stăpânire pe tot pământul din preajma satului nostru, că nu mai poți. Dacă nimerește cumva vreuna pe moșia băierească, ți-o împușcă imediat vătavii. A mai rămas o bucățică de pământ la marginea satului, dar și acela a pus mâna preotul. Dar dumneata, ce duci la iar maroc? Mă îl întreabă pe cală. Ia niște nuci. Eh, oftează omul, și la noi în sat îi prăpăd mare. Vreo câțiva ani în urmă l-a adus naiba pe un grec care a deschis o crâșmă și a sărăcit lumea. Oamenii ca oamenii veneau la crâșmă mai mult la vorbă decât la băut, dar tihania de grec se lingușa ca vulpe pe lângă ei, le dădea băuturică pe datorie până a lua ce ultima cămașă de pe sărmanii țărani. Astfel, pocitania de venetic, venetic s-a îmbogățit pe spinarea oamenilor, iar vieții tei mor de foame. Nu rog de mine că am pe lângă casă o bucățică de pământ, pe care am sădit niște nucar și acum mă hrănesc din roada lor. Bre, ce-ți trebuie să te mai care până la târ cu sacul acesta greu în spate. Hai și-mi schimba pe loc ceea ce avem. Nați lăicerele mele și dăm nucile tale. Hai, se învoie imediat omuleanul cu nucile. Drumeții bat palmă, schimbă sacii și pornesc fiecare în drumul lui. Pe cală, după ce am sacul cu nuci, întinse cât putun pasul și se grăbi din răzputeri să ajungă cât mai departe de locul cu pricina, fiind încredințat că l-a înșelat pe celălalt drumeț. Dar și acela fugea de scăpărau călcâile, fiindcă era și el convins că l-a mințit pe păcală. Peste un timp, păcala a obosit și a hotărât să poposească sub o de la marginea drumului. S-a dat la umbră și a prins a dezlega sacul, care era greu ca plumbul. Dar Maria a fost mirarea când, în loc de nuci, găsi niște ghinde de stejar. Și erau acele ghinde atât de mărânțele și vermănoase, că nici porcii nu le-ar fi mâncat. Lui păcală pe loc îi căzut bucuria scârbă. Căci înțelese că și el a fost păcălit de celălalt drumeț. Vorba aceea, nu se groapa altuia ca singur să nu cazi în ea. Între timp, celălalt drumeț, după ce a mers o bună bucată de cale cu sufletul la gură, s-a oprit și el într-o vâlcea să-și vadă dobânda. Dezlegă iute sacul și ce văzură ochii? Țuhalul era tixit cu mătasea broaștei, care îl spitise de-a de la căci o tăbârcea cu atâta grabă. Zeu! că n-a fost proșii acela care am făcut schimbul, se miră celălalt drumeț, al cărui nume era tândală. Ia să mă întorc și să-l întreb de sănătate, căci cu el n-ar fi rău să trăiești pe această lume. Tot așa se gândea și pe cală, făcând drum întors. El ardea de nerăbdare să se ia frate de cruce cu tândală, cel șmecher de potrivă cu el. Mierghe cât merg și se întâlnesc iarăși la și răscruce. He, 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 crița și oțetul. Tot neamul de mărunțelul. dar păi bun te-am mai găsit. Dar nici dumneata nu ești mai rău. Cum te cheamă? Pe mine? Pe cală. Dar pe dumneata? Dar pe, pe mine tândală. Ia uite, bre! Până și numele ni se aseamănă, parcă suntem de o mamă făcuți. Hai și ne-om lua frații de cruce și ne-om jura ca de azi înainte să nu ne mai păcălim unul pe altul, ci doar pe cei din jur, mai ales pe cei bogați. Batem palma? O batem! De azi înainte, frate păcală, vom fi împreună și la bine și la rău. Vom pribegi din sat în sat. I-om păcăli pe cei avuți și proști și cu aceea ne-om hrăni. Трояска поколели